o atmosferă entuziasmantă la cel de-al 21-lea congres al Partidului Comunist Român. Așa după cum se vede, și-au adus susținători atât în sală cât și pe străzile adiacente. Sunt parcă bezmetici acești comuniști. Umblă săracii prin București de parcă sunt aduși din pădure. M-am uitat, îmi pare rău pentru ei, pentru unii dintre ei, dar chiar sunt bezmetici săracii. Nici nu știu de ce au venit. I-am întrebat pe unii dintre ei, nu știu de ce au venit. Ei umblă după un soc, după o sarmas, mănânce și ei ceva. Forțele de represiune sunt de-a dreptul... Ceaușescu nu avea curajul să scoată atât de mult forță în stradă, în primul rând pentru a nu fi văzută de populația care era indignată. Văd că Dragnea nu are nicio problemă. El își permite să scoată jandarmii în stradă, să scoată miliția în stradă, să scoată poliția locală în stradă, să scoată tot ce s-a putut scoate azi în stradă pentru a-și apăra... Nu știu ce își apără. Probabil își apără drumul spre Brazilia, pentru că vrea să-și proiască un drum direct spre locurile calde. Dar cel mai mult mă impresionează această atmosferă extraordinară de entuziasm la Congresul 21. Sper să fie ultim. Thank you.
Thank you.